La fel ca în orice domeniu, în jurul stomatologiei circulă multe mituri. Lipsa de informare face ca cei mai afectați de prezența miturilor în viața cotidiană să fie tocmai pacienții. Iată câteva dintre acestea. Pliajul dentar este foarte important pentru sănătatea orală. Trebuie efectuat de două ori pe zi, dimineața și seara, timp de 2 minute, cu mișcări verticale dinspre gingie spre dinte. Nu este suficient doar pliajul dentar, acesta trebuie completat cu utilizarea apei de gură, aței dentare, a periuțelor interdentare și a dușului bucal. Nu trebuie să așteptăm până apare durerea ca să ne vizităm la medicul stomatolog. Există afecțiuni într-un stadiu incipient care nu prezintă durere, cum ar fi cariile dentare. Acestea pot duce până la pierderea dintelui. Sângerarea gingivală din bolile parodontale, denumită și boala dinților frumoși, boala dinților sălătoși, la fel nu prezintă durere. Și bineînțeles mai pot fi și chisturi dentare pe care le putem vizualiza în urma radiografiei. Tratamentul stomatologic nu este dureros, se utilizează anestezia pentru orice tip de manoperă, în funcție de complexitatea cazului. Există anestezie locală și regională, care se administrează la locul tratamentului, sau anestezie prin sedare, aceasta poate fi de tip inhalator sau intravenos. Pentru a diminua disconfortul, se poate folosi și anestezie topică pe bază de spray sau gel pentru a amorți zona dinaintea injectării. Funcția principală a apei de gură este de a reîmprospăta respirația, de a îndepărta resturile alimentare pe care nu le putem îndepărta cu periuța de dinți și de a disloca o parte din încărcătura bacteriană. Cauza respirației urât mirositoare poate fi și datorată unor lucrări incorrect efectuate, a unor coroane dentare, cariilor și, bineînțeles, a unei igiene necorespunzătoare. Parodontoza este cea mai gravă boală a dinților, care poate duce până la pierderea acestora. Din păcate, ea nu apare doar la oamenii în vârstă sau la adulți. Apare frecvent și în rândul tinerilor și are o simptomatologie mult mai gravă. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.